Doamna Lorena Iordache, veți fi viitorul consilier local din partea Partidului Verde după demisia domnului Cezar Grama. Mai întâi am să vă rog pentru cei care poate vă cunosc mai puțin să vă prezentați. Mă numesc Iordache Lorena, sunt născută în anul 1970 în Câmpina, deci Câmpina încă jet pe jet. În prezent lucrez la Colegiul Național Nicolae Grigorescu din municipiul Câmpina în funcția de secretar șef. Am mai lucrat la școala gimnazială Bogdan Petriceicu HD-ul, 8 ani, și 18 ani la Liceul Tehnologic Energetic din Câmpina. La Grigorescu sunt din anul 2017. Ați urmărit până acum activitatea Consiliului Local în cei 2 ani scurși de la alegerile locale? Da, am urmărit-o în mare parte, cum mi-a permis timpul. Acum o să mă implic mult mai mult. Și ce părere aveți despre cum s-au derulat până acum lucrurile în Consiliul Local? Eu sunt mulțumită de ce s-a făcut până acum, deoarece au fost accesate foarte multe fonduri europene, au fost deblocate acestea pentru că erau blocate de vechea conducere a municipiului și sper ca activitatea primăriei și a Consiliului Local să decurgă foarte bine, pentru a putea realiza cât mai multe pentru orașul nostru, orașul în care am copilărit și am crescut și mi-am petrecut toată viața. Aveți un proiect de suflet pe care îl veți încerca să-l impuneți în Consiliu? Proiectul de suflet ar fi canalizarea pe Câmpinița, care nu este funcțională, deoarece mai trebuie o stație de pompare undeva pe strada Crișu. Cum credeți că vor evolua lucrurile de acum încolo, având în vedere că inevitabil ne apropiem de alegerile locale peste 2 ani? Eu cred că vor decurge bine. Majoritatea consilierilor locali cred că acum sunt pregătiți pentru problemele care sunt în oraș. Eu știu că o să am de muncă, pentru că trebuie să mă obișnuiesc și cu procedurile și cu modalitatea de susținere a ședințelor. Nu o să mă duc nepregătită în Consiliu, o să citesc materialele, o să le dezbat, o să le discut. Cred că o să fie din ce în ce mai bine. Vă mulțumesc foarte mult și vă dorim succes. Vă mulțumesc mult de tot!